Salut! Cu siguranță, ca orice nou început, învățarea să te aprești cu motocicleta poate fi intimidantă. Există aici câteva motive comune pentru care oamenii se tem de a se apleca cu motocicleta, dar cu puțină practică și cunoștințe, aceste frici pot fi depășite. Eu sunt Motorider și rămâi cu mine până la sfârșit pentru a afla de ce ți este frică să te apleci cu motocicleta și de ce nu lasă buna conștiință să dai cu genunchiul pe jos. Până atunci, nu uităm să le mulțumim partenerilor noștri de la înmișcare.ro, fără care acest episod nu ar fi ajuns la dumneavoastră. Revenind, una din cele mai mari temeri în domeniul nostru este teama de a pierde controlul motocicletei. De unde este dedusă teama asta? De la teama de durere. Mai toți avem frica asta de durere, mai puțin unii care, după părerea mea, ar trebui să meargă puțin la doctor în legătură cu asta. Oamenii se tem de a se apleca cu motocicleta pentru că le este teamă de a cădea. Căzăturile pot fi dureroase și chiar periculoase, iar gândul de a suferi vătămări fizice poate fi suficient pentru a face pe cineva să evite aplecarea cu motocicleta. Aceasta poate fi cauzată de faptul că motocicletele sunt mai instabile decât mașinile, astfel încât orice mișcare necontrolată poate duce la pierderea echilibrului. În plus, viteza și manevrabilitatea unei motociclete pot fi dificil de controlat pentru începători. Dacă nu ai experiență, nu ți-ai învățat motocicleta sau nu te-ai învățat cu aceste forțe fizice, este normal să-ți fie frică la început. În al doilea rând, un alt motiv pentru care oamenii se tem de a se apleca cu motocicleta este teama de a nu fi în stare să manevreze motocicleta în situații dificile sau de a nu fi în stare să evite obstacolele pe drum. Acest lucru poate fi cauzat de faptul că motocicletele sunt mai vulnerabile în comparație cu mașinile și că orice greșeală poate duce la situații periculoase. O poveste spusă frumos, împachetată, mi-a fost dată la unul dintre cursurile pe care le-am făcut pe circuit. Acum mii de ani, când gazelul alerga după gazelă prin savană, la o înclinație mai mare de 16 grade a corpului, fugea piciorul și picai. De acolo și această impresie moștenită pe care o expunem în acest moment pe motocicletă. Dacă te apleci cu motocicletă mai mult de 16 grade, ai impresia că o să pici, dar nu e așa. Bine, asta depinde și de viteza ta pe motocicletă. Păi bine, Motorider, dar cum scap de aceste temeri și cum învăț să mă aplec pe motocicletă? Temerile pot fi depășite prin practică și cunoștințe adecvate. Este important să înveți cum să controlezi o motocicletă, cum să o manevrezi și cum să o oprești în siguranță. Acest lucru poate fi realizat prin participarea la cursuri de conducere și prin practicarea în zone sigure, cum ar fi parcări sau zone de antrenament sau circuit. Pentru a depăși teama de a cădea, este important să înveți cum să calci și cum să te ridici în siguranță. Am făcut un videoclip aici despre ce să faci în caz de accident. De asemenea, este recomandat să porți echipamentul de protecție adecvat, cum ar fi casca, mănușile, geaca, bocancii, asta pentru a te proteja în cazul unei căzături. De asemenea, este important să ai un mindset pozitiv și să nu îți subestimezi abilitățile. Mulți oameni au reușit să învețe să se aplece cu motocicleta chiar dacă au avut aceste temeri la început. Este important să fii încrezător în abilitățile tale și să nu te lași intimidat de dificultăți. În plus, este important să te asiguri că ai o motocicletă potrivită pentru nivelul tău de experiență. O motocicletă mai mică, și mai ușoară poate fi mai ușor de manevrat pentru un începător, în timp ce o motocicletă mai mare poate fi mai dificil de controlat. Logic. În cele din urmă, este important să vă amintiți că învățarea să vă aplecați cu motocicleta este un progres continuu și că progresul se face pas cu pas. Nu vă așteptați să deveniți experți peste noapte, ci să fiți răbdători și să vă concentrați pe învățare și progres. Pas cu pas. Cauciuc cu cauciuc în cazul ăsta. În concluzie, teama de a te apleca cu motocicleta la început este normală și poate fi depășită prin practicare și cunoștințe adecvate. Este important totuși să învățați cum să controlați motocicleta, cum să o manevrați
cum să opriți în siguranță și cum să evitați toate pericolele. Este important să aveți un mindset pozitiv, dar să nu vă pierdeți în acest mindset și să fiți cât se poate de subiectiv asupra mișcărilor pe care le faceți. Nu uita să fii și tu un motorrider de pe www.motorridershow.ro. Sper că ți-a fost de ajutor acest videoclip și m-ar ajuta foarte mult să-l dai mai departe și celorlalți motocicliști. Până data viitoare, Motorrider pentru tine, numai bine! Pa!